O femeie din Ialoveni a rămas fără bicicletă după ce i-a fost furată din scara blocului. Totul a avut loc în noaptea de 3 iulie, puțin peste miezul nopții. Camera de supraveghere din blocul locativ a surprins cum un necunoscut coboară cu bicicleta pe scări. Proprietara bicicletei a postat imaginile pe o rețea de socializare. Contactat telefonic de echipa 902, ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Ialoveni, Silvia Vetcu, a declarat că pe acest caz nu a fost depusă nicio plângere. Totuși, poliția s-a autosesizat în baza postării de pe internet. Mai mult, deja l-au identificat pe suspect. Este vorba despre un minor care locuiește într-o casă comunitară din orașul Ialoveni. Potrivit oamenilor legii, bănuitul nu este la prima abatere. El, împreună cu alți câțiva minori, sunt bănuiți de mai multe furturi și jafuri. Mai mult, ei ar fi atacat oameni și copii pe stradă pentru a-i speria sau pentru a le fura telefoanele mobile și banii, a mai precizat ofițerul de presă. Pe numele lor sunt pornite deja 6 cauze penale. Cu toate că dosarele sunt deja în instanță, legea îi scutește pe minori de pedeapsă reală. Recent a fost convocată o comisie formată din polițiști și procurori pentru a lua o decizie în privința bănuiților, însă până acum nu a fost luată nicio hotărâre legală în acest sens. Oamenii legii vor deschide o cauză penală pentru furtul bicicletei.